Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comori din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua drumul chivotului. Ne-am apropiat de final și evident că finalul trebuie să ne ducă acasă, trebuie să ne ducă în punctul ultim al călătoriei. Punctul ultim al călătoriei este templul din cer. Așa că astăzi vom vorbi despre templul din cer și chivotul. Vom încerca să facem o analogie între ceea ce a fost templul de pe pământ și chivotul și templul din cer și chivotul. Am văzut că pe pământ, în templul făcut de Solomon, apoi refăcut de Zorobabel, în ultima cameră, o cameră aș putea o numi aproape secretă, pentru că un singur om intra o singură dată pe an acolo, se afla chivotul. Așa că chivotul a fost, în general, obiectul nevăzut al poporului Israel, dar care era totuși centrul vieții lor, inima activităților spirituale. Ce se întâmplă în cer? Pentru că Moise a primit aceste instrucțiuni să faci întocmai după cele ce ai văzut în cer. Evident că noi ca oameni plecăm de la ceea ce știm, de la ceea ce vedem și încercăm să ne imaginăm lucrurile celelalte. Așa că plecând de la templu, de la Sfânta Sfintelor și chivotul care era acolo, încercăm să ne imaginăm cerul ca o clădire imensă cu două săli și cu acest chivot. Însă tocmai lucrul acesta constituie o anumită surpriză, fiindcă cerul nu este o copie a pământului. Sanctuarul din cer nu este copia sanctuarului pământesc, ci sanctuarul pământesc este o copie foarte mică și imperfectă a celui ceresc. Așa că nu trebuie să îngrădim existența sau măreția sau alte elemente necunoscute ale sanctuarului ceresc după cele care le cunoaștem noi despre sanctuarul pământesc. Așa că cel mai bun lucru pe care îl putem face este ca în această oprire de astăzi pe drumul chivotului să cităm câteva paragrafe biblice unde profeții lui Dumnezeu au văzut cerul, au văzut templul lui Dumnezeu și au văzut ceva și din ceea ce însemnează chivotul. Primul paragraf pe care vreau să vi-l citesc și pe care să-l analizăm îl avem în cartea profetului Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 1. Iată ce ne spune acolo. În anul morții împăratului Ozea, l-am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt și ridicat și poalele lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui. Fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și unul striga către altul și zicea: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de gloria Lui. Repet încă o dată. Nu încercați să faceți o analogie perfectă. Două camere, una dublu decât cealaltă, o ladă, doi heruvim deasupra. Nu încercați, pentru că mult dincolo de ceea ce cunoaștem noi și a fost în sanctuarul pământesc, este în templul din cer. Vă dau doar următoarele lucruri. Domnul ședea pe un tron foarte înalt și ridicat, așa încât poalele lui umpleau tot templul. Mantia lui cuprindea tot templul. Dacă stai într-o cameră, pe un scaun, indiferent cât de grandios ar fi acel scaun, nu e posibil ca
hainele tale, foarte lungi, să acopere toată clădirea. Pentru că tu ești într-o încăpere interioară a acelei clădiri. Așa că nu-mi pot imagina cum este această imagine prezentată aici de Isaia. În al doilea lucru, cei doi heruvim care erau pe capac își aveau aripile deschise ca protecție asupra capacului care era elementul central, tronul Harului. Aici, serafimii care stau în jurul tronului lui Dumnezeu au 6 aripi. Nu ne putem imagina. N-am văzut, nu știm și sunt diferiți decât cei pe care i-a făcut Moise. Iată, deci, elementul care ne cere să oprim imaginația de a încerca să facem descrieri, de a încerca să dogmatizăm elemente spațiale, pentru că ne depășește. Ceea ce este, în schimb, foarte important și ceea ce a observat Isaia era că tronul lui Dumnezeu era în templul său. Deci ce este sanctuarul din cer? Sanctuarul din cer este palatul unde Dumnezeu își are reședința. Am mai prezentat eu dumneavoastră dilema care au avut-o arheologii cu cea mai mare cetate cananită din teritoriul Israelului, pe care au săpat-o și continuă încă să lucreze la ea, Hațor. Și am avut privilegiul să lucrez 6 ani acolo. Cel mai important obiect descoperit la Hațor era templul. Templul. Primul profesor spunea palatul lui Iabin din Hațor, pentru că regele cunoscut după Biblie era regele Iabin, palatul regelui Iabin. Dar următorul arheolog care a preluat și care și-a făcut doctoratul pe studiul Hațorului spune, bine, dar în fața acestui palat există un altar a cărui ruine sunt încă foarte evidente, la o înălțime de 1,5 metri și cu toate elementele constitutive ale unui altar. Deci dacă o clădire are în față un altar, clădirea aceea trebuie să fie templu și nu palat. Și disputa lor a fost destul de serioasă ca până la urmă să ajungă la un compromis. A fost templu-palat. Nu m-am gândit atunci când am participat la dialogul arheologilor, dar acum, când am studiat mai profund problema sanctuarului și când am urmărit drumul chivotului, am descoperit că, de fapt, sanctuarul ceresc este palatul unde locuiește Dumnezeu. Atunci când Solomon a făcut templu, când Moise a făcut cortul, Moise a primit porunca și eu voi locui în mijlocul vostru, adică în cort. Și Solomon a spus, am făcut o casă Dumnezeului meu, dar Dumnezeul meu nu încă pentru o casă. Casa aceasta este mai mult un simbol, o dovadă că noi îl prețuim și că de fapt în această casă va locui ceva care îl reprezintă pe Dumnezeu, o flacără numită de noi Shechina. Deci iată că, într-adevăr, templul și cel de pe pământ, dar și cel original din ceruri, este reședința lui Dumnezeu. Acolo este centrul lui. Și în reședința aceasta lui Dumnezeu, acolo se întâlnesc toți îngerii care vin din toate colțurile Universului, cu toate informațiile. Acolo sunt computerele uriașe care adună toate informațiile, le stochează și le scoate la lumină atunci când este necesar. Și nu o să fie problemă. O să spună Traian Aldea, care a locuit pe pământ, în țara România, între data de și data de,
să vedem ce a făcut în anul de PAC. Și imediat, pe un ecran, apar evenimentele din perioada respectivă. Acolo sunt stocate. Evident că nu va fi o singură cameră. Evident că acest palat, templu, reprezintă o mare suprafață și inimaginabil pentru noi, sisteme ultramoderne prin care Dumnezeu conduce Universul. Însă, ceea ce noi numim chivot, era în realitate tronul lui Dumnezeu. Pentru că punctul final este conducătorul suprem, unde îngerii vin și raportează evenimentele importante. Și spun, Doamne, secerișul pământului s-a copt. Pune secera, că este copt. Dumnezeu ia notă, Dumnezeu are încredere în îngerii săi, îngerii săi aduc rapoarte exacte, absolut exacte, și atunci Dumnezeu își aruncă secera. Este cules greul pământului, acolo, în centrul Universului. Iar acest tron unde stă Dumnezeu este chivotul. Pentru că tronul lui Dumnezeu se bazează pe două elemente de bază. Dreptatea, care este cuprinsă în lege, cele 10 porunci scot în evidență dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept și toți oamenii vor recunoaște drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Și a doua calitate, harul, bunătatea, dragostea. Cele două îmbinate perfect formează principiul divinității, principiul lui Dumnezeu. Așa că chivotul nu este altceva decât elementele care simbolizează stâlpii pe care Dumnezeu și-a întemeiat guvernarea sa universală. Și pe un astfel de tron foarte înălțat, care acoperea totul, adică dreptatea și bunătatea, cuprinde totul, sanctuarul ceresc, cerul, pământul nostru, întregul univers. Întregul univers se găsește sub cupola acestor principii, dreptate și bunătate, adică chivotul, într-un cuvânt mai simplu și simbolic. Isaia a văzut acest lucru. A văzut acest lucru. Fantastic. Isaia a fost profund impresionat. A început să tremure. Vai de mine! Sunt un om păcătos și am putut să văd aceste lucruri. Niciun păcătos nu avea acces în templu. Isaia nu a avut acces fizic, ci doar în viziune. Și doar viziunea, dar l-a îngrozit. Dumnezeu i-a acordat har, așa cum ne acordă fiecăruia dintre noi. L-a atins cu cărbunele de pe altar, mijloacele harului divin, iertat, curățat, înnobilat. Da, pentru că tronul lui Dumnezeu reprezintă dreptate și har. Când recunoști dreptatea și când îți recunoști păcătosenia și când apelezi la meritele Domnului Hristos, El îți acordă har. Și prin harul Lui sunt ce sunt. Isaia, în toată activitatea lui de profet, a fost urmărit, a fost dominat, a fost influențat de această scenă formidabilă a sanctuarului ceresc și a tronului lui Dumnezeu. Să vedem un alt paragraf. Un alt paragraf îl avem în Habacuc 2:20. Este finalul capitolului 2. Domnul este în templul său cel sfânt. Tot pământul să tacă. Foarte interesant. Habacuc, pe care eu l-am numit profetul filozof. Omul care este revoltat. Și noi suntem
De foarte multe ori văd. De ce, Doamne? De ce, Doamne? De ce, Doamne? Zilnic se întâmplă fapte groaznice, care ne surprind și ne îngrozesc. Oameni, copii care mor în situații de-a dreptul incredibile. Și atunci spune, de ce, Doamne? Așa face Habacuc. De ce, Doamne? Dreptatea este călcată în picioare și cel rău triumfă. De ce, Doamne, nu intervii? De ce nu te uiți? Sunt cuvintele lui. Și Dumnezeu îi se descoperă. Deci am stat în turnul meu, adică m-am dus să mă rog, m-am dus la biserică să mă închin și să îi acord lui Dumnezeu dreptul lui, poziția lui și posibilitatea lui de a se descoperi. După aceste frământări care l-au cuprins și după poziția umilă și demnă în care aștepta răspunsul lui Dumnezeu, Habacuc tresare, are o viziune și spune că Domnul este în templul său ce sunt. Ce însemnează Domnul este în templul său ce sunt? Un lucru foarte simplu. Dumnezeu este la pupitrul de comandă al Universului. Nu a plecat de acolo. Nu a abandonat o parte sau o altă parte din lumea sa. Nu a făcut ce fac generalii. Păi nu mai pot să păstrez această poziție, mă repliez pe arta și mă fortific mai bine ca să pot să rezist. Nu. Dumnezeu nu a abandonat nici un sat, nici un om de pe acest pământ. El este exact acolo unde a fost de la început și unde va fi până la sfârșit, în templul său cel sfânt. El primește rapoartele îngerilor, află despre mine, află despre tine și lucrurile bune și lucrurile rele. Poate că noi suntem nemulțumiți, am vrea într-un fel sau avea în altul și Dumnezeu îmi spune, tot pământul se atacă. Dacă tu vrei să fii mântuit, acceptă că eu sunt suveranul, conducătorul lumii întregi. Și eu voi interveni când e timpul, când știu eu că este timpul. Tu nu ai decât să aștepți. De aceea spunea un alt profet, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Prieten, nu deveniți recalcitranți, nu deveniți criticoși, murmurători. Nu adresați cuvinte nepotrivite lui Dumnezeu, chiar dacă aveți necazuri mari. Du-te la locul tău de strajă, pune-ți picioarele jos în rugăciune și așteaptă că Dumnezeu va veni. Dumnezeu va interveni. Atunci când El va interveni, vei fi fericit, pentru că îți va da mult mai mult decât te aștepți tu. Pentru că te va ridica mult mai sus decât ai nevoie tu acum, în prezent. Acesta este al doilea text. Habacuc 2:20. Să citim al treilea verset. Al treilea verset îl avem în profetul Hagai, 520 înainte de Hristos. Din templul lui Dumnezeu, Hagai vede și el templul lui Dumnezeu. Nu uitați că ei erau pe finalul reconstrucției celui de-al doilea templu. Au avut multe piedici, multe probleme. Construcția s-a oprit pentru un timp. Hagai și Zaharia sunt trimiși de Dumnezeu ca să vină cu un imbold. Construiți, începeți, terminați. Și în timp ce vine cu acest imbold și profetul Hagai spune, din templul său din ceruri, Dumnezeu ne dă pacea. Foarte interesant. Citatul este scurt, dar plin de valori extraordinare. Ce anume pornește din templul Dumnezeu?
pornește pacea, pornește ordinea, liniștea. Ei priveau spre capitala Imperiului Persan. Ei priveau spre capitala satrapiei de care aparțineau și care era cea mai apropiată de ei pentru ordine și contraordine. Priveau acolo ca să aibă un cuvânt favorabil, un decret favorabil. Dar Dumnezeu nu din aceste capitale. Din templul său din ceruri a privit și a spus, da, a venit timpul, voi da pace. Templul meu trebuie să fie pregătit. E foarte interesant. Și evreii au remarcat un lucru. În slujba templului, templul de pe pământ, se regăsea, de fapt, întregul pământ. Oamenii veneau cu animale ca să aducă jerfe. Și animale care erau folosite ca jerfă, reprezenta întreg regnul animal. Oamenii veneau și cu păsări, pentru că puteau fi aduse și păsări. Reprezenta întregul regn al păsărilor. Oamenii aduceau sare, care reprezenta elementul mineral, partea fără viață a pământului nostru, mineralele, sare. Și oamenii veneau ei înșiși, predându-se, consacrându-se lui Dumnezeu ca o jertfă vie. Așa că, prin cele patru elemente, animale de jertfă, păsăre de jertfă, sarea pământului și omul ca ființă inteligentă, regăsim tot pământul. Cu absolut tot ce cuprinde el, regăsim la sanctuar, oferindu-se lui Dumnezeu ca un dar, ca un miros plăcut lui. Pentru că el n-avea nevoie să mănânce nimic din aceste lucruri, n-avea nevoie de nimeni care să vină să-i facă vreun serviciu, ci mirosul, adică atitudinea aceasta de a veni înaintea lui, de a mă consacra lui, de a recunoaște pe el ca stăpân, reprezenta cel mai frumos lucru. Iar cel mai frumos lucru este mirosul, mirosul unui parfum, a unei flori speciale. Acest lucru îl accepta Dumnezeu. Doar atât. Și iată, când Domnul este în templul său cel sfânt și când tot pământul se adună în jurul lui Dumnezeu la templul său cel sfânt, el ne dă pacea. De ce nu este pace? Pentru că oamenii au întors spatele templului lui Dumnezeu. Pentru că templul de pe pământ a fost distrus de două ori, a fost desacralizat de multe ori, iar în prezent, templul din cer este totalmente neglijat. Nu vor să audă, nu vor să știe de existența lui, deși sunt atât de multe documente. Și pentru că oamenii au întors spatele templului Dumnezeu, și de pe pământ, și din cer, nu e pace. E război, conflict, violență, terorism și tot ce vreți. Ridicați-vă ochii spre Dumnezeu. Recunoașteți-L. Închinați-vă lui Dumnezeu în templul său cel sfânt. Și veți avea mai întâi pace în suflet și Dumnezeu va face ca să umblați pe cărările păcii. Un alt gând extraordinar de frumos. Mai avem un verset, sunt multe, dar unul singur vreau să vă mai citesc. Ezechiel, capitolul 1, 26 și până la 27. Este viziunea cea mai interesantă, foarte, foarte ciudată, dar foarte interesantă. Vreau să vă citesc versetele 26 și 27. Deasupra întinderii care era peste capetele lor, deci toată acea imagine foarte ciudată, foc roț în roț, mâini în mâini, o platformă, deasupra tuturor o platformă, deci un fel de vehicul, pentru că avea roț, avea ochi, pentru că se mișca, deasupra lor era asemănarea unui tron. Tron. Unde avem tronul?
pe chivot, tronul harului, ca înfățișarea unei pietre de safir și deasupra asemănării tronului era o asemănare ca înfățișarea unui om pe el deasupra. Și am văzut ceva asemenea a ramei strălucitoare, hașmal în ebraică, ca înfățișarea unui foc înăuntru ei de jur împrejur, de la înfățișarea coapselor în sus și în jos și de la înfățișarea coapselor lui în jos, am văzut ca înfățișarea unui foc și avea strălucire de jur împrejur. Ce era aceasta? Și mai departe spune profetul, era slava Domnului. Ce vede Ezechiel? Vede și el templul. Vede tronul lui Dumnezeu. Adică chivotul. În mișcare, pe roți. Teomobilul cu care se mișcă Dumnezeu. Și elementele acestea de simbol, ca focul, ca flacăra, care era Dumnezeu. De ce? Pentru ca Ezechiel să poată reda în capitolul următoare cel mai tragic element. Slava Domnului părăsește sanctuarul de pe pământ, iese treptat, treptat și dispare spre răsărit. Ne prezintă tot acest lucru într-o dinamică, dar o dinamică negativă. Slava lui Dumnezeu părăsește templul. De ce? Pentru că oamenii nu mai erau vrednici. Și când slava lui Dumnezeu a părăsit templul, n-a mai fost pace. Templul a fost distrus, a dispărut. Dar în final, de la capitolul 40, când Dumnezeu ne prezintă reconstrucția templului, momentul final este slava lui Dumnezeu se întoarce. Și ultimul cuvânt este Domnul este aici. Iată, sanctuarul ceresc ne prezintă tronul lui Dumnezeu, care guvernează și de unde ne dă pace. Sanctuarul pământesc este o copie. În sanctuarul ceresc Dumnezeu rămâne veșnic, nu se schimbă. Din sanctuarul pământesc a plecat, s-a întors, își va retrage din nou prezența sa de pe pământul nostru. Prieteni, când Dumnezeu încă mai este între noi și când harul său ne mai primește, închinați-vă, dați-i slavă și predați-vă lui spre a avea pace și mântuire. Până data viitoare, vă doresc numai bine!